Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft. Astăzi vă privim Minecraft Oltenia și este episodul 3. Din câte vedeți, suntem în proces, să spunem așa, de construirea minii noastre. Uitați, acolo avem baza. Și aici îmi fac o mină. Am încercat să înregistrez, însă Minecraft s-a gândit că trebuie să-mi dea un mic crash. Și cum am crash, dar fără crash port, nu știu cum e asta. Dar da, așa s-a gândit Minecraft să-mi facă mie. Și filmați în ceva port mici. Uite, vedeți că am destul de mult de pe aici. E bine, știți acei mari pomi de spruz pe care vi-am arătat data trecută. E bine, au crescut. Bine, adică i-am... What? Lol. I-am ciopărțit și atât lemn am luat. Da, foarte, foarte mult. Și... Și ce? Și cam atât. Hai, pa! Nu. Și acum construiesc o mină. Pentru că am și o nevoie de o minuță. Și nu știu dacă știți de seria mea de Shatra Gamerilor, cred că știți. E bine, am vorbit cu băieții, o să începem din nou să filmăm. La ce mă uit? La strata 37, mai avem până jos. Mamă, și asta... Chestia asta fac un sunet atât de nașpa când le spargi. Mă face... Nu, nici nu vreau să fucking întreb. Nu știu, mă face așa pe creier, e foarte nașpa. Bun. Cam plictisitoare chestia asta, nu prea am ce să zic. Fuck you. Așa. În acest episod, ce n-ai fază, nu? În acest episod voi face mina, pentru că am și o nevoie, că am doar 2 diamante, 19, hai că mai sap și 15, 14, 15, 15, 10, hop, 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 prea sus, aici. Na, am făcut un screenshot, lol. În acest episod voi face această mină și voi face și un... Acest drum. Nu pe acolo. Și nici pe acolo. What? Lol. Doamne, de ciudat e Minecraft azi. În ziua de azi Minecraft e un joc turbat. Bă, mai e ceva pe aici de spart. Hai să pun unul aici. Și mina mea va fi de 3 blocuri înălțime și de 2 pe 2, de 2, de 3 pe 2, mă revin. Sau 2 pe 3, nu știu cum se zice. Bun. Mina va fi... Deci vor fi... chestii îndreptate într-o parte și în alta și... Păi, să pop, acolo. Bun, aici nu știu cum să fac pentru că e chestia asta. Cred că să fac eu o scară cu carturi, cel mai bine. Fac așa. Nu știu. Da, deocamdată lăsăm așa. Hai să sap pe aici. Luăm și rezonul ăsta pentru XP. Am și dau șocul ăsta cu Fortune. 20 de frame-uri. Uaaa, de ce? Pe aici. Așa, și las și două spații libere între găuroiul ăsta și perete. Deci mai vine și pe aici o gaură. Bun. Vine și pe aici acum. Și da... Iar redstone. Da, eu am nevoie de redstone. Mulțumesc, Minecraft. Ești îndrăgâț. Haideți că mai, eu mai stau pe aici să mai minez. O să mai pornesc, o să filmez ceva secvențe în cazul care găsesc diamante. Să vă arăt și vouă ce găsesc.
Și pentru că am mai în ce parte să mă duc? Nu știu în ce parte. Pe aici, pe aici, pe aici. O să mai minez eu și o să mă duc pentru că am nevoie de cobblestone pentru acea cămăruță. Și da. Haideți că revin, că eventual să sperăm că mai găsesc și o diamante. Revenim atunci. Nu revenim când începem construcția acestui drum, da? Bun, hai. Revenim. Și am revenit. Însă nu cu ce mă așteptam eu. Am găsit o peșteră și am zis să o explorez și să și filmez, că na. Bun, să vedem ce avem noi pe aici. Bă, episodul ăsta nu prea decurge cum vreau eu, dar în fine. Uglesc, băi. Așa. Așa. Uite, mă apă acolo. De acolo vin eu. Acolo e tunelul. Bun. Mai bun. Și mai bun. Și foarte bun. You want me to... Am un prieten care îi place cum îi spun eu. You want me to... Pe aici mai e ceva? Bă, stai aici. Folosesc și noi de glitch-urile din Minecraft, nu? Cum era și defense glitch-ul pe MCSG. Ai, căcat. În fine, deci pe aici nu mai e nimica. Da, a fost foarte mare această peșteră. Bun. Pe aici, pe aici. Haideți că revin. Da, lume, ne-am întors, am găsit și noi diamant. Și să vedem câte vom lua, ce să aruncăm. Facem așa. Hai să luăm, să plecăm aici. Oh, nu. Nu, diamondul. Băi, e stricat fortune. Aha. Aha, barabim, barabum. 11 diamond. Da. Da, avem diamond, da, în sfârșit. În sfârșit avem. Bine, nu în sfârșit că am mai avut, dar avem diamond. Da, ne-am întors și nu avem o priveliște bună. Am dormit și eu și... au crescut și de-astea. Toate lucrurile mai avem în vedere. Dar să le avem aici. Și da. Am pus diamondul aici și avem 13. Și da. Bun. Stați puțin să-mi dau și o... măsuța. Asta. Mai bine. Și să începem să facem acel... aici. Un carne, nu carne pune aici. Ce să mai pun? Nu prea mai am. Să mă apuc și eu de acel storage room sau chest room sau cum vreți voi să-i spuneți. Nu știu pe unde să-l fac mai exact eu. Trebuie să-l fac chiar aici, dar nu știu, parcă mi-e până în așa, oricum aici o să mai deniveles, o să mai iau eu niște rânduri, 2, 3. Pe acolo ar fi bine, pe acolo și să fac ceva în apă, cred că acolo îl fac în apă, așa frumos. Bun. Și aici să am loc așa liber pentru construcții. Hai să-mi iau materiale necesare. Bun. Level, cât am? 20. Hai să mai pun cabl la făcut. Avem destul cabl acum. Ce să mai iau? Hai să iau și lemnul ăsta. Pentru că cu ăsta că m-aș vrea să fac. Hai să mai pun și chestii la loc. Gata, nu mai să pun. Ăsta aș vrea să pun neprelucrat. Redstone. Și așa. Vreau să mă duc și nether. Trebuie să fac portalul ăla. Bun. Hai să transform ăsta.
Da, să-l pun aici. Astea le fac așa. Și mai fac și așa. Hop, așa. Bun. Să vedem ce facem. Deci aici îl fac. Să arunc ceva de pe aici, restul. Nu am vedere restul acum. Să pun pe aici, să fie mai nivelat așa. Bun. Hai, lasă așa. Să vină... Stați puțin, să mă gândesc. Bun, m-am gândit. Și o să fac ceva de genul... Pe aici, ok. Așa. Și acum. Să vină. Așa. Da, putem să fac și de-astea slab-uri ca să le conducesc. În fine. Uite-l mă cum faci. Aici... Uite, deci cam așa aș vrea să vină chestia asta. Uite ce naiba nu se pun astea, doamne. Fuck. Haideți că revin eu, că văd că am niște probleme și mă oftică. Am revenit, lume, din câte vedeți, multe lucruri schimbat, bine, foarte multe. Doar că n-am avut absolut nicio idee cu acel chest room și am zis că fac it să las deocamdată doar așa o cameră mică cu chesturi și vedem noi mai târziu ce facem. Mi vedeți, mi-am aranjat ce fac chestii aici. Parcă mai bine. Deci am lăsat enchanting-ul și, și ferma acolo. Te vedeți? Și da. Ce mai fac în continuare? Nu știu. Sincer, nu știu ce să mă fac continuare. Aș merge... Oh, am o ravenă pe aici prin apropiere. Aș merge să explorez. Doar. De. Și chiar mă duc. Dar înainte să strâng și o fermă. Mă duc să strâng rave... Să strâng, doamne, să... De ce? De ce am făcut chestia asta? Bine mi-a lăsat. Mă duc să explorez acea ravenă. Sau ravine, nu știu cum se zice. Ana aia. Bun, vedeți că avem și noi model aici. Și siduri. Deci noi am ținut și animalele în finele trecelor. Bun, ne-am și bălăcit un pic și mă duc să pun... cropurile, torțe aici,
Amuletul cu apă aici. Aoleo. Bun. Mai fac acolo pățică. Bă, bețe, nu? Bă, stai mă, bă, cine mi se... S-au futat căștile. În fine. Fac o lopată nouă. 4, 4. Și avem turțe, avem... Hai să mai fim niște turțe, dacă am căul. Am o grămadă. Hai să iau și niște lemn la mine și să plecăm. Plecăm la drum. Băi, stați puțin că mă enervează mouse-ul ăsta prea zgomotos. Revin imediat. We are back, lume. Mi-am schimbat mouse-ul pentru că ăla prea mă enervează. Era prea zgomotos. Mă, câtă sensibilitate am văzut. În fine, hai. Mamă, cum schimb itemele în inventar. Ia uite. În fine, pe aici, da, uite pe aici. Deci că a fost un cutremur aici, vreau să-ți tragi palme. Bun, hai mă. Coboară fă mai repede. Bun. Haide, n-am timp. Ia uite, frate, cum se duce. Așa. Iau tot ce găsesc, pentru că fuck it, we are young. Hop, hop, căul, să avem cu grămada, m-am întors în timp. Cât de bine e să ai un de-asta cu fortune și cu efficiency, așa de la început. Super OP, vă jur. Aș vrea să faci și voi, mă. Bun. Hai, bă, mai rapid. Se poate? Nina Stevie? Bun. Dacă se poate. Să mai luminez pe aici, pentru că acum e zi, dar noaptea o să fie numai mă pe aici. Și nu vreau să... Ceancurile astea nu mai încărcate, nu e cu mobil. Câta mine asta. Bă, nu iau chiar tot, adică nu iau tot cărbunele pe care le găsesc, dar... Mamă, ce-a crezut că-mi găsesc un spawner. Ai, caramba. Dar măcar să iau tot fierul, știți? Bun, văd pe aici ceva, chestii. Apare eu că nu o să mai știu de unde merg, dar în fine. Să fie veselie. Aventură, strigă-ți hura, este peaceful. Ia uite, mă. Ziceam eu că nu văd mobi. Ia uite. Măi, mă. Merci să stăm și level 30. Din nou. Vreau să fac o sabie de diamant să o enchantez. Bă, aici mă cam duc în sus, da? Hai să mergem și în sus. Bă, nu știu cam cât are clipul ăsta. Ce lungime are. Mai stau așa vreo 5 minute. Mai stau, mai... veghez. Nu veghez, doar mai... Cotro, băi, pacile. O zi, eu mă bă aici. Hai ghiți, hai ghiți, mă bag cu el ca să-l văd, ghiți, așa, blohit, tăcă, tăcă. Doamne. Hop. Da. Super. Bun, încă o dată, așa e. Uite-l mai aici. 8.
La mouse stau în nivel că se dă prea repede rotița și nu pot să iau așa din nivel câte una. Redstone, suntem deja la redstone? La nivel 17. Putem găsi chestii frumoase. Formose. Bun, acolo e lava, nu e lava. Bun. Suntem la 11 deocamdată. Sper să găsim ceva diamond. Bă, spawnează, suntem acolo, așa. Mă, da, lag. Și lag de ăsta de server, știți cum ar veni. Pe single player, da. Fără plouă. Să nu uităm că un creeper ne-a adus noroc. În momentul în care am făcut enchantul, știți că dacă v-ați uitat la partea în care am făcut enchantul, am când s-o pun și eu acolo, nu, am pierdut apa. Ei, în fine, nu e ca și cum n-ar fi destul la apă în Minecraft ăsta. Eu o și aud, o aud deja. Deja. Aici, mic interesant. Bine, prin ceva interesant vreau să pun diamante. Am făcut un screenshot. Suntem la 16. Hai, scoborăm mai ușor, te luăm și apă. Pică. Bun. Păi, lume, cred că acesta a fost și episodul de astăzi, episodul numărul 3 din Minecraft Oldenesc. Îmi place bine să spun Oldenesc. Și da, da, vă rog foarte mult să nu ezitați să dați like la acest episod. Nu durează mult și chiar mă ajută, înseamnă foarte mult pentru mine. Mai ales știți, cred că ați auzit asta de multe ori sunt la început și na, mă ajută. Da, deci nu uitați să dați un like, să dați un subscribe, să mărim gașca, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o încă. Și vă aștept, ne revedem data viitoare cu un nou videoclip de Minecraft, ca de fiecare dată.